Dacă mergem la controale periodice și dacă întâlnim specialistul care trebuie, reușim să aducem pe lume copii. Numele meu este Mirela și am să vă spun pe scurt povestea mea, care începe în urmă cu ceva ani, din momentul când, ca și tânără familie, am hotărât să avem un copil. Timpul trecea, sarcina nu apărea, am început să ne punem semne de întrebare, neavând în familie nici un istoric de boli care să conducă spre infertilitate. În urma unui control medical, am fost diagnosticată cu fibromuterin. Nu știam cu exactitate despre ce este vorba. Am pus întrebări ce facem în continuare, descoperind aceste fibroame, dacă trebuie o intervenție chirurgicală. Nimeni nu mă asigura că în urma intervenției chirurgicale voi rămâne cu aparatul genital integru ca să pot aduce pe lume copii. Toate căutările mele s-au oprit în momentul când o cunoștință mi-a povestit despre domnul doctor Jumugă Cristian și unde îl găsesc. Am fost primită cu căldură și parcă am știut din prima că dânsul este specialistul care îmi va rezolva problema. Și s-a dovedit că așa a fost. Povestea doamnei Fierăscu începe cu mai mulți ani în urmă, atunci când s-a prezentat la mine pentru prima dată la o evaluare ginecologică. Cu acea ocazie am identificat două fibroame de dimensiuni mari, care practic distorsionau cavitatea uterină. Doamna nu avea nașteri, își dorea foarte mult o sarcină, însă acele fibroame nu îi permitau să obțină sarcina. Mi-a confirmat că sunt două fibroame, mai exact unul de 8 cm, unul de 3 cm. Dânsul mi-a spus că sarcina poate să apară sau poate să nu, dar nu mă sfătuiește să rămân însărcinată având un fibrom atât de mare. I-am explicat că singura atitudine medicală corectă, singura opțiune pentru o sarcină era să îndepărtăm chirurgical fibroamele. Doamna a acceptat, a înțeles că este foarte important să fac acest pas, motiv pentru care, în a doua etapă, am efectuat intervenția chirurgicală. Am îndepărtat fibroamele uterine, operația a mers excelent. Trecuse scurtă vreme de la intervenția chirurgicală, sarcina nu apărea, eu tot presam pe domnul doctor. După ce s-a refăcut, pacienta sigur și-a dorit să vină sarcina, numai că inițial aparent sarcina întârzia. La Papa Nicolau s-a mai descoperit o leziune a colului uterin. Dânsul mi-a spus că dacă tot sarcina nu a apărut, să eliminăm și această leziune, pentru că în timpul sarcinii se poate extinde. Am diagnosticat și niște polipendometriali pe care i-am îndepărtat prin histeroscopie. Am identificat și o leziune precanceroasă la nivelul colului uterin pe care am îndepărtat-o. Este vorba despre electrorezecția cu ansa diatermică. La 3 ani de la intervențiile avute, minunea s-a întâmplat. Am descoperit că sunt însărcinată spre bucuria întregii familii. Sarcina a fost una nesperat de ușoară. I-am urmărit sarcina complet, inclusiv cu ecografiile morfologice fetale. De asemenea, am asistat nașterea. A fost vorba despre o naștere prin operație cezariană, pentru că era vorba despre un uter cicatricial după îndepărtarea celor fibroame de dimensiuni mari. Nu aveam niciun fel de emoții. Cunoștințele, soțul, chiar mă zguduiau, dar tu mereu să naști, de ce ești așa relaxată? Aveam încredere în medicul care urma să nasc. La 2 ani distanță este gravidă din nou și astăzi chiar m-am văzut cu dumneaei pentru ecografia morfologică de trimestru 1. Iată-mă acum tot la Royal Hospital, la domnul doctor Jumugă, pentru a face investigații pentru cea de-a doua sarcină. Ce este de reținut la acest caz? Că atunci când îți dorești în viață ceva, se realizează cu perseverență. Dacă mergem la controale periodice și dacă întâlnim specialistul care trebuie, reușim să aducem pe lume copii,
chiar dacă la un moment dat credeam că nu se va întâmpla. Doamna nu și-a pierdut speranța, a înțeles că a avut mai multe probleme de sănătate din punct de vedere ginecologic, însă cu răbdare și cu încredere le-am rezolvat împreună pe toate